Domnule președinte, stimați colegi, integrarea mea politică se intitulează 1 decembrie, Ziua Națională a României. S-au împlinit acum câteva zile, 96 de ani de când ziua de 1 decembrie este cinstită de întreaga națiune română. Atunci, prin hotărârea întregului popor român, se împlinea un vis secular pentru îndeplinirea căruia au luptat și și-au dat obolul de suferință și sânge multe generații pentru unitatea națională statală a românilor, hotărâtă pentru totdeauna de Marea Adunare Națională de Alba Iulia în sfânta zi de 1 decembrie 1918. Ne îndrituiau la aceasta unitatea, originea, istoria, limba, datinile, obiceiurile, idealurile și aspirațiile românilor de pretutindeni. Pentru aceasta luptaseră românii Sumai Viteazu, revoluționarii pașoptiști care înscriseseră în programele lor acest deziderat național. Unirea românilor s-a realizat în cadrul unui proces, început cu dubla recunoaștere a lui Alexandru Ioan Cuza și lupta diplomatică dusă de acesta cu marele puteri pentru recunoașterea unirii Moldovei cu țara românească, a continuat apoi cu cerea independenței de stat a României și reunirea Dobrogei cu țara, pentru a încheia în acel moment al zilei de 1 decembrie, când unitatea românească s-a desăvârșit. Independența și unitatea au fost câștigate cu arma în mână, iar hotărârea de unire a avut un caracter plebiscitar. De-a lungul istoriei, poporul român, prin faptele sale, a dovedit că își merită dreptul de a trăi unit și liber. Intrarea României în primul război mondial, în vara anului 1916, a avut ca scop unirea provinciilor românești cu patria mamă, un suport real pentru jertfele umane și materiale acceptate eroic de poporul român în timpul războiului. Pe 27 martie 1918, satul țării de la Chișinău, exprim dorința românilor, a votat unirea Republicii Moldova cu România, a Republicii Moldovenești, cum se spune atunci. A urmat în lunile octombrie-noiembrie Revoluția de Eliberare Națională a Poporului Român de pe cuprinsul Austro-Ungariei. Iar Consiliul Național Român Central a decis convocarea Marilor Naționale la Alba Iulia pentru a consfinți unirea Transilvaniei cu România. Astfel, Alba Iulia a devenit simbolul unității naționale a tuturor românilor. Pe porțile cetății care, în urmă cu secole, intra triumfător Mihai Viteazul, în ziua de 1 decembrie se revărsa într-o ordine impresionantă o mulțime de români. Prin prezența lor vreau să certifice dorința de a se uni cu țara și de fi martorii acestui moment istoric. Astfel, pe câmpul lui Horia s-au strâns peste 100.000 de oameni români și de alte naționalități, muncitori, țărani, meseriași și intelectuali. Erau prezenți și 1.228 de delegați aleși prin vot de cercurile electorale sau de organizații politice și de instituțiile românești din Transilvania, printre care oameni politici și fruntași ai mișcării naționale. În ciuda restricțiilor și impedimentelor de tot felul impuse de trupele de ocupație, mii de bănățeni au răspuns la chemarea Consiliului Național Central și s-au îndreptat către Alba Iulia pentru a lua parte la Marea Adunare care avea să proclame unirea. Delegația bănățenilor a avut în final 359 de membri oficiali, reprezentând toate categoriile sociale și principalele organizații politice, sociale și culturale bănățene, printre care și numeroși lugojeni. Pe lângă aceștia au participat un număr mare de români bănățeni de pe întreg cuprinsul Banatului. Memorabile sunt cuvintele primului ministru al României de atunci, marele om politic, Cebrăteanu. Vă așteptăm de 1000 de ani și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată. Sunt în viața unui neam clipe de fericire atât de mari încât ele răscumpără veacuri întregi de suferință. Bucuria noastră nu este bucuria unei singure generații. Ea este sfânta trezire a întregului popor român, care de sute și sute de ani a îndurat suferințele cele mai crude, fără să-și piardă credința și neclintită în sosirea acelei zile care ne unește astăzi și trebuie să fie vie, care nu putea să nu vie. Prin Marea Unire din 1918 s-a realizat cadrul național propice pentru dezvoltarea societății într-un ritm mai rapid, prin înmănunchierea în același stat a tuturor energiilor și capacităților creatoare ale poporului român. Faptul că după Revoluția din 1989, data de 1 decembrie, a devenit Ziua Națională a României, demonstrează odată în plus importanța evenimentelor la care ne-am referit. În același timp, este și o obligație pe care noi românii ne-am asumat-o indirect atunci când am hotărât data Zilei Naționale a țării noastre, de a păstra unit poporul român, unit și liber. Dumnezeu să ajute România și poporul român. Deputat PSD Sorin Stragea, colegiul 7 Timiș. Vă mulțumesc.